să se hrănească cu like-uri și cu pozele de la protestele din București. Să își găsească de muncă în altă parte. Să schimbe 100 de euro. Să nu își cumpere anul ăsta iPhone noi. Să-și vândă mașinile și să meargă pe jos la corporație. Să voteze cu Remus, Cernea și Nicu Șordan. Să nu-și mai facă anul ăsta concediile în Thailanda sau Grecia. Să-i întrebe pe hipsterii de la proteste ce soluții au găsit ei în cei 8 ani de când se face FunFest. Să se apuce de săpat la autostradă. Să bea mai puține moca latte choco cream flavored cafele la Starbucks. Să mai lase mâncat în oraș și să gătească mai mult acasă. Să declare război Rusiei și să se predea.